Studioul cinematografic Anima Film prezintă Fata Babei și Fata Moșneagului. După o poveste de Ion Creangă. Era odată un moș și o babă și fiecare din ei avea câte o fată. A babei era urâtă, leneșă și rea, iar a moșului frumoasă, harnică și bună, dar năpăstuită de muma vitregă. Tot greul gospodăriei îl ducea fata moșului, în pădure după găteje, cu sacul în spate la moară. Toată ziulica robotea, dar degeaba, nicio mulțumire. La așezători, fata moșului tocea câte un ciur de fuse, iar a babei doar un fus. Fata babei se pricepea să ia prin viclenie torsul sorei sale ca să se laude cu el în fața părinților. La sărbători, fata babei gătită și încrezută bătea jocurile, în vreme ce fata moșneagului rămânea să muncească, privind cu jind după sora ei. Cu toate acestea, în fața moșneagului, baba și fata ei o vorbeau că e leneșă și soi rău. Într-o zi, moșul fiind foarte amărât de cât îi spunea baba, ca să scape de gura ei, se hotărăște să-și alunge copila. Draga tatei, o sfătuiește moșul pe fata lui înainte de plecare. Unde te-i duce, fii supusă, blândă și harnică. Cu lacrimi în ochi, fata sărută mâna tatălui său și plecă în lume. În drum îi iese în cale o cățelușă bolnavă și, la rugămintea ei, o spală și o îngrijește. Mai departe, vede un păr frumos și înflorit, dar plin de omizi, pe care îl curăță. Mai merge ce mai merge și ajunge la o fântână părăsită pe care o rânește. Mai întâlnește și un cuptor de răpănat, pe care îl lipește, îl spoiește. Apoi se spală și pornește la drum. De la o vreme, rătăcește calea printr-un codru întunecos, prin care merge fără teamă. Până ajunge într-o poiană frumoasă, la căsuța Sfintei Duminici. Plăcându-i fata, Sfânta Duminică o ia în slujba ei. Până mă întoarce să-mi lai copilașii, să-i hrănești, să gătești bucate care să nu fie nici reci, nici calde, îi poruncește ea. După plecarea Sfintei Duminici, fata pregătește scăldătoarea copilașilor, dar, la chemarea ei, ograda se umple de balauri și de tot felul de jivine. Fata nu-și pierde firea, ci își îndeplinește slujba așa cum i-a poruncit Sfânta Duminică. La întoarcere, stăpâna mulțumită, drept plată o pune să-și aleagă din pod o ladă, spunându-i să n-o deschidă până acasă. Fata alege lada cea mai veche și mai urâtă, își ia rămas bun și pleacă spre casa părintească. În drum, cuptorul pe care îl îngrijise o așteaptă cu plăcinte calde și rumenite,
numai bună de mâncat. Pe colacul fântânii găsește două pahare de argint cu apă rece ca gheața. Își potolește setea și pleacă mai departe, luând paharele cu ea. Mai departe, părul, încărcat cu pere dulci ca mierea, își pleacă crengile în fața ei, răsplătind-o pentru bunătate și hărnicie. Tot mergând, îi iese înainte și cățelușa, voinică și frumoasă, purtând o salbă de aur la gât pe care, drept recunoștință, i-o dă fetei. În sfârșit ajunge acasă. Moșul lăcrimează de bucurie. Fata îi dă paharele de argint și salba, apoi deschide lada. Hergelii de cai, cirezi de vite și turme de oi umplură ograda. Moșul e fericit, dar baba moare de ciudă. Lasă, mamă, că nu-i prădată lumea de bogății, zice fata babei. Mă duc să aduc și mai multe. Pe același drum pe care îl făcuse și sora ei, fata babei întâlnește cățelușa, dar o alungă. Vede și părul plin de omizi, pe care nu-l curăță. Întâlnește și fântâna părăsită, în care aruncă pietre. Și trece nepăsătoare pe lângă cuptor. Da, cum de nu, să-mi strip eu mânușițele! Ca și sora ei, intră în slujbă la Sfânta Duminică. Dar îi opărește copiii, afumă bucatele și le dă sleite la masă. Ca plată însă pentru slujba ei, își alege lada cea mai mare și mai frumoasă și pleacă fără să-și ia rămas bun. La întoarcere, când se apropie să ia plăcinte, cuptorul o pârlește cu limbi de foc. Paharele se cufundă și fântâna seacă la apropierea ei. Părul își ridică crengile încărcate de pere coapte în înaltul cerului. Iar cățelușa o mușcă de degete și nu lasă să ia salba de la gât. Acasă, din ladă au ieșit o mulțime de balauri și, pe loc, au mâncat pe babă cu fată cu tot. Scăpând de cele două femei rele, moșneagul și-a măritat fata cu alesul inimii ei, trăind cu toții fericiți și în belșug. Sfârșit.